up, baby, feel lonely. Pull up if you're feeling lonely. Se anunță o nuntă mare în lumea rapului. Nicki Minaj, în vârstă de 36 de ani, este gata să facă pasul cel mare alături de iubitul ei, Kenneth Petty, în vârstă de 40 de ani. Acesta fiind primul mariaj al artistei, potrivit TMZ. Dar ce nu știați este că iubitul ei, cu care și-a început relația anul trecut, nu este tocmai cel mai liniștit bărbat. Acesta a fost condamnat acum mulți ani, mai precis la vârsta de 16 ani, pentru tentativă de viol și crimă. Acesta a încercat să abuzeze o tânără pe care a și amenințat-o cu o armă și așa s-a ales cu 4 ani de închisoare. Dar povestea nu se termină aici. În 2013 a fost eliberat condiționat după ce a petrecut 7 ani în închisoare pentru uciderea unui bărbat. Un lucru știm sigur. N-am vrea să-l supărăm vreodată pe viitorul soț al lui Nicki. Se pare că ea este into really bad boys. Anyway, casă de piatră, Nicki, și behave.